Azi e milionar și deține 7 firme în Anglia, dar a plecat din România cu 50 de dolari în buzunar și a învățat primele cuvinte în engleză în avion. Pe scurt, aceasta este povestea de succes a lui George Betianu. Povestea pe larg o aflăm chiar de la el. Domnul Betianu este în legătură directă cu noi, tocmai din Londra. Bună ziua! Bună ziua, că rămâna dumneavoastră, bună ziua telespectatorilor! Domnule Betianu, haideți să începem cu începutul, cu momentul în care v-ați urcat în avion, așa cum spuneam, cu 50 de dolari în buzunar, fără să știți engleză. Da, vă mulțumesc. În primul rând vreau să vă spun că sunt în Londra și am, într-adevăr, acum foarte mulți ani, am plecat din România cu 50 de dolari, m-am urcat în avion fără să știu limba, ajuns aici, am avut în același timp o educație dată din România de profesorii și părinții mei care m-au învățat să muncesc și să... Ați fost sportiv în România, dacă nu mă înșel, chiar pugilist? Știa ce înseamnă disciplina. Exact, asta contează cel mai mult și mai târziu am învățat. Ajuns aici, mi-am dorit foarte mult să ajung într-o... să văd cum este democrația sau civilizația aici, dar ajuns aici, am ajuns la concluzia că civilizația nu s-a născut. Civilizația s-a format cu niște legi stricte, s-a construit cu niște legi stricte, cu foarte multă muncă. Și acum cât timp s-au întâmplat lucrurile astea? Acum cât timp v-ați urcat în avion și cât timp a durat să construiți acest imperiu? Că în condițiile în care ai 7 firme și ești milionar, putem vorbi despre un imperiu. Am avut, într-adevăr, acum poate știți, aveți informații mai, nu chiar atât de bune pentru actuale, dar am ajuns și am construit în 3-4 ani, în același timp, am început să învăț limba engleză și am participat la foarte multe târguri, la foarte multe network-uri care au fost făcute și am cunoscut foarte mulți oameni de afaceri aici în Marea Britanie și numai așa am reușit să pot să mă ridic. Adică ați muncit neobosit, stabilați contacte și intrați în contact cu diversi oameni. Vă mai amintiți primul cuvânt pe care l-ați învățat în avion, în limba engleză? A fost good morning și thank you. Good morning și thank you. Și v-au ajuns pentru început? V-au fost suficiente? Și, într-adevăr, aici, ca și în viață, vorba dulce, mult aduce. Dacă știi să vorbești sau prin zâmbet sau să cunoști oameni, pot să realizez și asta este un pas al meu. Fiecare dintre tineri care doresc să ajungă să facă un miracol în viață, acest miracol poate fi denumit sau mai bine spus prin miracol poți să ajungi prin muncă, perseverență și răbdare. Este regula de 3 simple. Regula de 3 simple, exact. Care a fost primul loc de muncă pe care l-ați avut în Anglia? Primul loc de muncă, deci ca toți românii, e cel mai ușor dacă nu am vorbit destul de bine. Am lucrat până în construcție am început și după aceea a fost trecutul meu la taximetrie. Uh-huh. La taximetrie am cunoscut foarte mulți oameni, am avut foarte multe influență. Atunci am găsit foarte mulți clienți care aveau nevoie de camere la hotel și era o mare problemă. Am cunoscut foarte mulți oameni din hoteluri și le-am început să le fac rezervări. Până la urmă am ajuns să aduc sute sau mii de turiști din afară spre Marea Britanie. Și în același timp am văzut că turismul este coloana vertebrală, este inima economiei a unui stat și m-am gândit să fac același lucru și pentru România, să trimit turiști din Marea Britanie, uh-huh, în România. Și v-ați făcut o agenție de turism.
Domnule Bebianu, am o curiozitate. Sunt foarte mulți români care merg să muncească, așa cum ați făcut și dumneavoastră, în Anglia, în Italia, în Spania, dar nu toți reușesc să ajungă milionari. Care e secretul? Secretul este muncă multă și multă, multă perseverență. Și în același timp trebuie să, cum v-am spus, trebuie să mergi să cunoști oameni care au făcut ceva în viață, să fii în jurul lor. Adică să cunoști oamenii potriviți, practic. Oamenii potriviți, la locul potrivit, bineînțeles. Dar sunt convins că și nu a venit în fața dumneavoastră să influențez tinerii și să-i fac să plece din țară. Foarte mulți bani și foarte multe afaceri. Perseverența și munca se aplică și la noi în țară, să știți, domnule Bebianu. Exact, adică și în România poți să faci un imperiu prin avere. Un minut mai avem, domnule Bebianu, și vreau să vă mai întreb ceva. Aveți acum viața aceea din filme pe care o vedem în filme? Văd că sunteți extrem de modest. Nu știu, pilotați avioane, elicoptere, aveți tot ce v-ați dorit vreodată? Nu, dar nu. Dar sunt foarte calm pentru că am învățat în sport, în special sportul pe care l-am făcut, boxul. Cu cât ești mai calm, ești mai lucid, exact și în viață, cu cât ești mai nervos, îți pierzi luciditatea și concentrația. Deci să rămânem calm, să muncim din greu, să ne păstrăm luciditatea și probabil să rămânem la fel de modești cum sunteți dumneavoastră. Mulțumim încă o dată că ați intrat în direct cu noi. Ne oprim aici, dragii mei.